Bine v-am regăsit la Observator Update, sunt Francesca Simionescu, este ora 11, iată cele mai importante informații ale momentului. Intrăm în stare de urgență și cresc continuu cazurile de coronavirus pe teritoriul României. 19 persoane au fost diagnosticate în ultimele ore, iar bilanțul total a ajuns la 158 de cazuri. Cele 19 persoane depistate pozitiv au vârstă cuprinsă între 19 și 54 de ani, sunt în carantină sau autoizolare. În continuare, cele mai multe dintre aceste cazuri noi au călătorit în Italia, iar două dintre ele în Austria și Germania. Persoanele infectate cu COVID-19 sunt internate în spitale din București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova și Constanța. Starea lor de sănătate generală este bună, transmite grupul de comunicare strategică, de unde așteptăm două buletine informative pe zi, la ora 10 și la ora 18. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată, sunt peste 3.000 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat coronavirus. Alte 15.546 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală. Vă reamintesc că amenzile pentru cei care încalcă măsura autoizolării la domiciliu pot ajunge până la 4.000 de euro. Până în prezent au fost înregistrate 36 de dosare penale pentru infracțiunea de zădărnicire a combaterii bolilor. Este important de spus, stați acasă dacă nu aveți urgențe, pentru că evitarea locurilor aglomerate și o igienă corectă rămân cele mai bune metode de prevenire a virusului fără leac. Au înțeles acest lucru și companiile care și-au lăsat angajații să lucreze la domiciliu și autoritățile care au decis închiderea școlilor. Chiar la această oră, la Ministerul Educației, se decide dacă se prelungește perioada suspendării cursurilor până după Paște. Chiar dacă dintre toate persoanele atinse de coronavirus, copiii sunt cel mai puțin afectați, ei pot fi purtători și își pot infecta părinții sau bunicii, categoria cea mai vulnerabilă. De aceea, elevii învață de astăzi de la distanță, fie prin cursuri online, fie prin teleșcoală. Viața se schimbă în această perioadă, la fel și procedurile statului. De exemplu, nu mai este nevoie să mergeți la ghișeu să vă ridicați pașaportul electronic. Puteți să-l primiți direct la ușă după ce trimiteți o solicitare scrisă la adresa de e-mail dgp.relatiipublice@mai.gov.ro sau prin poștă. Și nu este totul negru, să privim și partea bună a acestei situații. Iată, aerul din capitală, extrem de poluat în urmă cu numai câteva săptămâni, este astăzi foarte curat. Atât de la Observator Update, ne revedem în ora următoare sau de câte ori se întâmplă ceva semnificativ. Vă dăm întâlnire și în direct pe Facebook, dar și pe site-ul nostru sub hashtag-ul Observator Update. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran. Fii observator!